Cum îndrăznești? Cum îndrăznești să susții că ești fiul lui Don Tomas de Albursii? Află ca să vezi că ești un mincinos. Că sunt mai bine de 16 ani de când cel despre care vorbești a pierit în valuri, împreună cu copiii și cu soția lui, tot căutând să se ascundă de persecuțiile de după răscoala din Napoli, când au fost exilate câteva dintre familiile nobile. Așa e. Însă aflați, la rândul dumneavoastră, că un băiat al lui, în vârstă de 7 ani, a fost scăpat de la nec împreună cu un slujitor de către o corabie spaniolă și că băiatul a scăpat de la moarte și este cel care vă vorbește. Hai. Aflați că după asta, capitanul, înduioșat de soarta ce am avut, m-a crescut ca pe copilul său și că de îndată ce vârsta m-a îngăduit, m-am făcut ostaș. De curând am aflat că tatăl meu nu a murit, după cum credeam. Trecând pe aici, spre a-i cerceta urmele, o întâmplare mi-a îngăduit să o întâlnesc pe fărmăcătoarea Eris. Și numai văzând-o, am devenit robul frumuseții sale. Focul patimii mele și strășnicia tatălui ei m-au hotărât să rămân aici, trimițând în locul pe altcineva în căutarea părinților mei. Puteți dovedi prin ceva... Continuați. Ana Maria, uită-te la mine. Abia acum te apropii. Da? Puteți dovedi prin ceva că spuneți adevărul? Mărturia capitanului spaniol. Un sigiliu de rubine aparținând tatălui meu, o brățară de agate pe care maica mea mi-a pus-o la braț și bătrânul Pedro, slujitorul care a scăpat odată cu mine de la nec. Mai trăiește Pedro! Spusele dumneavoastră le pot întări chiar eu, că știu curatul adevăr. Iar vorbele dumitale mă fac să recunosc că ești fratele meu. Dumneata? Sora mea? Da, da, sunt sora ta. Sufletul mi s-a tulburat de cum ai deschis gura. Mama noastră mi-a vorbit de mii de ori despre prigonirea familiei. Dumnezeu ne-a scăpat și pe noi din naufragiu, dar ne-a lăsat în viață cu prețul libertății. Pe mama și pe mine ne-au scos din valuri corsari. După 10 ani de robie, o întâmplare fericită ne-a redat libertatea și ne-am întors la Napoli, unde n-am găsit nimic din bun și nici vești despre tatăl nostru. Ne-am dus la Genova, de unde mama a adunat rămăjițele unei moșteniri risipite și de acolo, fugind de sălbatica lăcomia rudelor ei, am ajuns pe meleagurile astea, unde ne-am dus viața cum am putut. O, cerule, nemăsurată este puterea ta! Veniți în brațele mele, copii, și contopiți-vă lacrimile de bucurie cu cel ale tatălui vostru! Dumneata, te plânge mama? Da, mica mea! Crezându-vă morți de mai bine de 6 ani. Dar nu zici cine ești! Tomas! De ce e important? Eu sunt Tomas de Albursii! Ce-am vrut să spun! Da, mica mea! Eu sunt Tomas de Albursii! El este! Hai, e eu ce mă întreabă, bă! Da, fica mea! Eu sunt Tomas de Albursii. Așa am vrut să spun. Pe care Dumnezeu l-a scăpat și cu toți banii. Crezându-vă morți de mai bine de 16 ani, mă pregăteam, după călătorii și căutări îndelungi, să descopăr în căsătoria cu o fată blândă, cu minte, mângâierea unei familii noi. Dându-mi seama că viața mea este primejduită dacă mă întorc la Napoli, am renunțat la el pentru totdeauna. Și după ce am găsit mijlocul de a vinde tot ceea ce aveam acolo, m-am statornicit aici, unde sub numele de Anselm. Iartă-mă, mă bat, dacă nu le faci calm, trebuie să le faci calm, pentru că atunci lumea moare de râd. Deci este așa. Dragii mei, am fost și m-am dus unde a trebuit. Buiți în ce... Ușor, nu cred de asta. Și pe urmă cu ei, e la fel, venit. Dragii mei, copii, au fost, și întorceți-vă, cum era, au fost. Pentru că eu, întotdeauna, și atunci,
Mi-am zis că ai mers. Da. Înțelegi, da? Tu ești ca tu. Extrem de calm. Extrem de calm. Deci astea trebuie să fie printre altele. Stimați respectatori, după cum ați putut observa, am asistat la o scenă, a unei scene, din spatele scenei, de data aceasta, pentru că, dincolo de ceea ce vedem pe scenă, dincolo de cortină, se întâmplă lucruri la care de foarte multe ori nu ne-am fi putut gândi. Dincolo de ceea ce înseamnă starea de bine pe care actorii ne-o transmit, există o stare de concentrare, există un efort extraordinar pentru a lucra, după cum ați văzut, pe o replică, pe un cuvânt care poate sau nu să facă o scenă să aibă succes. O secvență dintr-o piesă. E bine, stimați spectatori, despre aceste lucruri, despre această muncă pe care noi nu o vedem și pe care de foarte multe ori nici măcar nu o bănuim că ar putea să existe în spatele lucrurilor pe care le vedem acolo, la teatru, aș vrea foarte pe scurt să vorbim cu protagoniștii acestei piese. Pentru că fiecare și-a asumat un rol. Fiecare și-a asumat o identitate pe care a încercat, după cum ați și văzut, sub indicațiile regizorale, după cum ați putut, fără niciun dubiu, să fiți martori foarte riguroase, pe de o parte. Pe de altă parte, există discuții între actori. Cum ar trebui interpretată? Cum ar trebui interpretată? Bănuiesc că poate există și momente în care apar dezacorduri. Asta nu le-am filmat, să știți. Deci, iată, despre aceste lucruri aș vrea foarte pe scurt să vorbim. Oameni buni, că mă adresez oamenilor. Teatrul este un lucru absolut senzațional, este frumos și îngrozitor de greu. Ce înseamnă asta? Sunt mai multe aspecte, dar am să mă refer la unul foarte important. Este o artă, în primul rând, colectivă. Deci acest lucru, atâta vreme cât funcționează și când toată lumea aici de față și mulți alți colegi de noștri suntem la fel de pasionați, la fel de atenți, la fel de cu plăcere facem un lucru, atunci se văd rezultatele. Asta în primul rând. Vorbind de partea, cum să spun, de obligativitatea trupei. Alt aspect important este că nu se poate face teatru fără să ții cont de public, deci de cei cărora se adresează. Altfel, el nu rezistă. Și ca să reziste, trebuie să ținem cont că ne adresăm cu mintea noastră, sufletul nostru, vorbirea noastră, ochii noștri, glasul nostru, trupul nostru, în final, toate se dăruiesc acelui colectiv, să zicem, sau unic personaj colectiv, dacă se poate spune, publicul. Fără scopul ăsta, teatrul n-are rost. Teatrul, dacă n-are o țintă precisă să se adreseze unor oameni mai puțin sau mai mult cultivați sau deștepți, dar care să ne iubească, atunci noi murim. Și ca să ne facem iubiți, trebuie la rândul nostru să fim foarte atenți cu propria noastră persoană, în primul rând. Cu dragul de a face această meserie, de a nu lăsa la voia întâmplării, de a pune patimă, de a pune concentrare, efort fizic, efort mental, până la urmă o dăruire totală care, de fapt, ne costă îngrozitor de mult. Ce ați văzut dumneavoastră este o fază, hai să zic, intermediară în clipa asta. Lucrurile stau și mai puternic ancorate în acest fel de a lucra, pentru că, într-adevăr, trebuie să tocăm fiecare parte și, pe urmă, toți la un loc, un text care să semnifice ceva, care să aibă un scop. Că nu facem așa, hai să luăm un text oarecare, banal, și să-l spunem. Nu! El trebuie să însemne ceva, el ca text, și de aceea fac o paranteză, echipa asta, care muncește în mai multe spectacole, susținută de Asociația Culturală Performance Art, apelează la texte consacrate, la texte clasice, pentru că, de fapt, teatru cam asta înseamnă. Nu înseamnă invenție tot timpul și nici degradarea unor texte valoroase. Asta, adică poate să însemne în numele unora, dar nu e totdeauna ceea ce se dorește. Și lumea nu dorește teatru răsturnat.
spun pe proprie experiență, îi doresc povești clare, povești frumoase, povești care să se termine cu bine, să existe ăla bun și ăla rău, să se încheie cu o poveste de dragoste sau să fie pedepsit cel care a făcut rău altora. Deci fără asta nu există. Teatru fără poveste, teatru fără oameni dăruiți, teatru fără scop, nu există. Nu simțiți că aveți elixirul tinereții în dumneavoastră? Așa e. Domnule, așa. Sunteți în floarea vârstei, domnule, de-abia de aici începe vremea bărbatului. Da, 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 20 mai puțin n-ar strica după părerea mea. 20, da, iată, uite, ce aveți nevoie? Ia uite, ia să vezi. Oh, băi, aveți toate... Toate șasele să ajungeți la 100 de ani. Auleu. Uite! Dunga de viață lungă între sprâncene. Dați-mi că nu pune mâna acolo, că mi-e mâna. Da. Ce? Noi credeam că o să ajungeți numai la 100 de ani. O să ajungeți la 120. E cu putință? Doar dacă v-ar omorâ. Și pe copiii dumneavoastră, și pe copiii copiilor lor, tot dumneavoastră îngropați. Foarte bine, foarte bine. Măi, frăsin, cum merg treburile noastre? M-a întrebați? Vă ce-am pus la care și nu a mers? Mai ales în materie de căsătorii. Păi dacă ne punem în minte, îl însurăm pe regele, sultan cu Republica Veneția. Și ce-a răspuns? Cine, sultanul? Nu, mama Marianei. Eu cred că această instituție, mai puțin respectată în clipa de față, uneori aproape deloc, nu o să moară. O să reziste atâta vreme cât, eventual, un domn ca dumneavoastră sau o instituție pe care o reprezentați, sau noi, altă instituție, suntem capabili să gândim frumos, bine, cu sufletul deschis, pentru acest scop. El nu o să moară. Nu o să moară, dacă o să fie frumos făcut. Cam atât. Dacă am să mai am o idee, vă spun. Vă rog. Aș vrea să pun și o întrebare. Apropo de ce spuneam, nu există o tentație a actorului care trăiește mult pe scenă, care joacă teatru. Ah, să nu spuneți. Nu, nu, nu. Că, apoi îi spuneați că nu joacă și teatru. Păi am precizat. Da, dar nu e o tentație, totuși. Nu, nu, nu. E o prostie. De am și precizat-o, pentru că foarte multe lume este ales să fie despre teatru. Da, tocmai, de asta vreau să... Nu, nu, știți că este problema cu și nu are nicio legătură cu teatru. Teatru e o meserie foarte frumoasă. Actorii sunt foarte serioși, care își pun toată viața în slujba acestei minuni care se numește scenă. Este foarte complicat și nu are nicio legătură cu zâmbetul de acasă, cu dorința de acasă. Sigur că... A, iartă-mă, apoi eu aș putea să fac o inversare posibilă. Cel puțin eu așa o gândesc. Această meserie poate să te învețe cum să trăiești. A, cu totul și cu totul ceea ce e cu totul altceva, adică faptul că te obligă, de ce e grea ea meseria, că te pune cu mintea pe bigudiuri, nu poți să joci teatru și să spui un text fără să gândești. Deci, înveți că personajul are anumite calități, anumite defecte, da? Pe care tu ți le însușești. Deci, ai, să zicem că joci Iago, da? Din Otelo, și trebuie să te gândești, mă, de ce are ăsta gelozii, răutăți, ucide, face, trece, pune, face intrigi, nu știu ce, să moară oameni. Dar tu în viață poți să tragi niște concluzii cum anume stări psihice, stări mentale, stări de conjunctură, sociale și tot ce vrei, mă rog, sunt multe de discutat, te pot face să devii un asemenea personaj și să nu fii în viață. Se fericite omul care are în casă de pildă 10.000 de galbeni. Să avem iertare, dragă tată, dar... N-are rost să te plângi. N-are rost să te plângi atâta, dragă tată. Toată lumea știe că ești destul de bogat. Minciuni nerușinate, zvonuri ticăloase! Iar copiii mei nu mă cred și trec de partea dușmanului! E cum, te dușmănim dacă spunem că ești bogat? Da! Datorită clevetirilor și acceptirilor pe care o să le faceți, o să mă vedeți într-o bună zi cu plecarea de lată! Dar ce fel de cheltuieli fac eu, tată? Ce cheltuieli? Ia uite ce veșmini de faule lice de plin prin oraș. Eu am o strampe sorta, dar în ceea ce te privește, ești mai strigător la cer.
Cu cât prețuiești din capul în picioare, s-ar putea cineva să-și cumpere o vie la țară sau un pământ arabic pe care să cultive porumb. Umple-și după că fi cine știe ce nobil. Te prind așa. Înseamnă că mă ciupești. Eu te ciupesc? Da, de unde ai tu bani să te... Țorezi așa. Află, dragă tată, că joc cărți și tot ce câștig pur pe mine. Foarte prost din partea ta. Dacă ai nero la cărți, trage falase, bă! Apropo de complexitatea meseriei astea, da? Noi, textul nostru este într-o perioadă, într-o epocă în care relațiile familiare, tată, fiu, frate, soră... Familiare. Da, familiare, aveau... Da, ca una profesoare. Nu dare dreptate. Da. Copii. O tăie, o tăie, o tăie, la da. Și apropo de cât de complicat este să ajungi la un personaj, da? Pe care trebuie să-l înțelegi. Mai întâi să citești, să te documentezi, da? Ca să poți să ai o relație tată-fiu. Spre exemplu, să ieși din cotidian. Că asta puțin sunt dispus să înțeleagă, să accepte, să studieze sau să analizeze, să aprecieze lucrul ăsta. Spre exemplu, atunci, vremea lui Harpagon, un băiat, eu, fiul lui Harpagon, în spectacol, nu-și permitea să ridice autonul la tatălui. Nu-și permitea să vorbească obraznic. Da? Nu-și permitea, există replică, nu ne putem, vrea să se căsătorească. Dar el spune, nu ne putem dărui sufletele fără acceptul celor ce ne-au dat viață. Era un mod de viață. Da, eu ca să ajung ca mentalitate, morală. Ca mod de relație între noi și social vorbim. Da? Eu nu-mi permiteam, nu-mi pot permite să fug cu iubita mea până nu-mi dă voie tatăl meu. Acum, în cotidian, este foarte greu pentru mine, Vasile, acum, când fiul meu îmi spune, dar lasă-mă, domnule, pa, ce știi tu? Am citit pe net, am citit pe YouTube, am văzut pe YouTube și se poate și așa. Eu mă duc, plec cu iubita mea. Eu, de la personajul, de la modul ăsta de a trăi, da? Și de a accepta relațiile interumane de astăzi, trebuie să mă întorc acolo. Este foarte greu să-mi schimb modul de a gândi, de a simți, ca să pot să spun vorbele alea cu credință. Cum ne merg, nebune, tu te dai la asemenea? Rușinoase îndelăticiri? Cum, dragă tăticule, dumneata, te dai la asemenea rușinoase cămătării? Vrei să ajungi pe drumuri prin asemenea împrumuturi criminale? Dumneata, vrei să te îmbogățești prin camătă sălbatică? Nu ți-e rușine să arunci pe apa sâmbetei banii adunescul cu trută de părinții tăi? Dumneata, vrei să te îmbogățești prin camătă sălbatică? Pieri din ochii mei, nemernicule! Pieri din ochii mei! Cine mai nemernic? Cine împrumută bani pentru care are nevoie sau cine vură bani fără să aibă ce să facă cu ei? Pieri din ochii mei, nu mă scoate din sărite! Istoria teatrului, istoria autorului, istoria epocilor pe care le jucăm, păi dacă nu le știi, cum să le joci? Și atunci ne întoarcem la obligativitatea absolut indispensabilă de a citi, de a ști carte, de a te învăța cum sunt personajele, cum e epoca, cum sunt costumele, cum sunt hainele, cum e mișcarea, cum este atmosfera. Exact cum am avut replici, domnul, în spectacol cu niște costume foarte frumoase. Da. Numai că pentru fetele noastre, pentru colegele noastre, să poarte acel tip de rochie, devine o chestie de complexitate, de nu vă puteți imagina. Se poate merge normal cu o fustă care are un cloșă la mare, în care nu mă pot apropia de personaj. Crinolina. Nu mă pot apropia de pe... În mod normal, astăzi mă duc și Cristina. Uite ce vreau să-i spun. Eugen. Păi nu e Eugen aici, mai pot. Dar cu asemenea rochie nu mă pot apropia de personajul ăla. Și trebuie să studiez. Și atunci trebuie... Cum o port, cum mă așez. De fapt, mă transpun într-un totul, un alt personaj, în altă lume. Într-o altă epocă. Găsim un personaj sau ne regăsim în personajul respectiv? Eu asta mă întreb. Adică, într-un fel, trebuie să mă regăsesc în acel personaj? Sau nu? Răspundeți sau spun voi. Cei mai tine, o să ne găsiți în personaj. O să vă povestesc. Mi s-a întâmplat unui prieten foarte bun, actor. O minune că... Trebuia să joace Ferdinand. A avut repetiție. Și apoi s-a terminat repetiția, mergea spre casă, să urcă lift, cu gândul la ceea ce va trebui să facă pentru a doua zi, la a doua repetiție. Și sună la ușă, era în fața ușii, și când se deschide ușa, soția lui iese în întâmpinare, zice, a, ce bine ai venit, duc gunoiul. Bine, sunt Ferdinand, cum o să duc gunoiul? Juca teatru și acasă, ia scena se prelungise până în fața apartamentului. Asta este un aspect pe care
practic, mai mult sau mai puțin, fiecare îl avem. Duci cu tine o încărcătură aparte și în clipa în care ai de-a face cu lucruri mai grele, mai neobișnuite, mai puțin apropiate ție ca comportament, și ești și graba premierii sau aproape, lucrurile încep să te domine. Este o chestie normală. Este o formă de concentrare, de fapt. Este o formă de empatie. Cu personajul. Bravo, Cristina! Cum a fost cu rolul dumneavoastră atunci? Da. Apropo de întrebare, eu caut, nu știu dacă asta e metoda sau, dar eu așa procedez, să mă regăsesc în personaj. Și apropo și de ce ați spus cu jucatul, că jucăm și acasă și... Deci mie nu mi s-ar părea și pentru orice actor, pentru că el practic se pune pe el pe scenă. Deci el e pe scenă, nu joacă. Într-o și atunci, dar este el în acea situație, bineînțeles și cu calitățile și defectele personajului din spate, despre care a citit și s-a documentat. Dar mie mi se pare foarte greu, aproape de imposibil, ca tu să fii practic acel personaj. Deci tu să fii Ofelia. Tu ești tu în situația Ofeliei. Da. Te transpui, te transpui într-o situație. Da, exact. Da, este foarte corect ce spune Ana. Pentru că atunci ce vorba aia, ajungem, ce faci? Tragi cu pistolul și împuși exact. De adevărat? Sau nu trebuie să pe, fii criminal ca să interpretezi da, criminal. Nu. Aici, bine, aici sunt foarte multe lecții de luat cu arta actorului și cu partea aia de, cum să spun eu, participare a individului cu toată ființa asta. Nu se poate. El oricum își pune amprenta propriei personalități umane asupra spectacolului. Uitați-vă, și trebuie să pomenim, la meșterul Radu Beligan, care este unul din cele mai puternice exemple sub toate aspectele și de putere de a fi pe scenă la vârsta asta și intelectuală mai ales. Îl recunoști, știi că este el, dar în același timp a fost și personajul. Adică acea personalitate strict individuală, foarte puternică a omului, tot se vede acolo, că nu se poate. El participă cu trupul lui, cu mintea lui, cu gura lui. Nu pot să mă schimonosesc în așa fel încât să semăn cu Harpagon. Ce e? Uitați-vă la el. Nu, Filica, arăți bine, arăți bine. Dacă ai neurona cărți, trage faloase, bă, dă bani cu dobândă frumoasă, bă! Chivernisește! Bă! Ai zis ceva? Nimic tot. Mă prind că risipești cu toate panglicuțile și perucile tale cel puțin 20 de galbeni. 24. 24? O, păi ăștia aduc pe an. Dacă îi dai cu dobândă frumoasă. 80%. Vi s-a întâmplat, spre exemplu, să existe roluri care vi s-au propus, dar după ce le-ați citit, să spuneți, sau le știați poate dinainte, că nu vă puteți transpune în personajul respectiv și că nu vă puteți regăsi în acel personaj, atunci să refuzați un asemenea tip de rol? Și le-am refuzat. Da. Adică nu, le-am refuzat, dar sigur. Da, sigur că fiecare, sunt până la urmă, care o limită sau, mă rog, îmi place da, sau nu. Și, dar obligația noastră ar fi să încercăm să ne creăm un... Cum să este o provocare. Este întotdeauna. Și regia are un... Sunt cele două aspecte. Unul, textul și personajul care ți se propune și ideea regizorală pe textul. Poți să te întâlni cu textul clasic, dar regizorul să-ți ceară pe textul care ți-ar plăcea, care personajul care ți-ar plăcea, să-ți ceară altceva. Deci lucruri care nu-ți plac și care nu poți să le duci sau nu vrei să le duci. Deci, până la urmă, regizorul este cel care spune cum trebuie înțeles acel personaj. Claire! Surioar! Surioar! Hai! Vezi? Așa? Nu așa? Nu înțeleg. Du-te în față. Întoarce-te pe stâlă, nu te vreau. Deci sunt aici, da? Da. Te gâdilă. Trage un pic. Și așa, exact, și tu o mână. Surioară. Cât mă bucur și cu fața spre public, nu în interior. E un pic peste.
Da, ia, du-te. Bagă-te de așa. Deschide. Pe invers. Invers, spre dreapta. Mm-hmm. Deschide. E un pic, pare peste mână un pic. Da? Este. Hai să vedem, poate nu e bine. Hai să-mi intre și mie. Dacă vine... Mirea, Cleant! Fioare! Ține amărătarea, Mirea. Bună, Mirea! Ce vrei să-mi spui? Atâtea lucruri vorbite într-un singur cuvânt. Iubire! Mai uită-te odată înainte de iubire. Mai uită-te odată dacă e cineva. Mă rog. Acum hai să încercăm. Atâtea lucruri învăluite într-un singur cuvânt. Iubirea! Tu să ai întotdeauna așa, relaxată. Nu pot să stau relaxată, niciodată. N-am voie să stau pe două picioare relaxată. Nu, întotdeauna sunt cu centrul de greutate spre cel care îmi captează atenția. Dar o văd destul de limpede, dragă frate, după cum eu s-o grăbești. Și sunt sigură că e tocmai din moment ce o iubești. Am aflat... Mai pe ascuns, nu contează ce prost. Acolo, ce sunt în oameni. Nu, dragă frate, stai o secundă, vă. Dragă frate, dar o văd. Nu trebuie să mă duc acolo, o văd, dragă frate. Nu, o văd. O văd cum o vezi și tu. Așa îl văd și eu pe Valera al meu. Înțelegi? Trebuie să vezi, să ai imaginea. Până la momentul ăsta, tu trebuie să ai imaginea clară a iubitului tău în vorbele lui. Păi da, și atunci îmi vine, nu mai îmi dă voie să mă duc acolo unde te duci tu. Da, suriare, da, dragă frate, nu. Sunt aici, sunt sincer, sunt real. E real tot ce spune, da, dragă frate, o văd. O văd cum o vezi și tu, pentru că și eu iubesc. E ce vrei tu ca personaj, da. Știi ce vrei tu ca actor în personajul acela? Dar nu ai voie să rupi relația cu celelalte personaje, nu ai voie să rupi stilistica piesei, da. Nu ai voie să faci în afară pentru că tu așa simți. Acest eu în situație este numai pentru anul întâi de studii. Mai târziu tu ești tu în situație cu toate informațiile personajului. Iar în ultimul an de studii, practic tu spui, sunt eu în situația pe care mi-o cere piesa, în stilul pe care mi-o cere acea piesă. Și regizorul. În momentul de față, pentru tineri actori, există o mare lipsă. Se fac piese de 2, 3, 5 personaje și, în general, nu putem să ne permitem decât să ne luăm între noi. În cazul acesta, noi pierdem ceea ce actorii, tineri de altfel, dar într-o vârstă a maturității lor, au dobândit în ani de teatru. Nu se mai poate face schimbul. Eu stau cu plăcere și ascult ceea ce spun actorii care sunt în vârstă și învăț și reînvăț și îmi reîmprospătesc ceea ce domnul Arbulescu mi-a spus la clasă. Ceea ce domnul Horațu Morele mi-a spus de piele. Înțeleg încă o dată, se face încă o dată, se aplică în alt fel. În ceea ce se întâmplă în trupa noastră este ceea ce în sufletul meu și în mintea mea ar însemna o trupă din comedia de la arte. Când oamenii sunt uniți între ei, în aceleași concepte, în aceleași simțiri, și repetă între ei cu drag, cu plăcere și află unii de la ceilalți. Sunt relații de pildă pe care le are domnul Filimon cu domnul Cleanes. Da? Cu domnul Eugen Cristea, în care spune, nu este așa, nu este așa, pierd, am o idee. Și tu o refaci și spui, ce bună e, mi-o dai? Da, ok, am luat-o. Sunt relații între noi. Sau spun, Anselm, da, vezi că ești blegă. Și atunci cum să fie? Atunci ești așa. Bun, ok, gata, am înțeles. Deci temperatura textului te urcă undeva. Ceea ce tu simți ca actor poate să fie neinteresant pentru rol. M-am statornicit aici. După el. Unde sub numele de Anselm am reușit să îndepărtez de mine. Chinurile și nenorocirile aduse de adevăratul meu nume. Tomas Dabursi. Deci este fiul dumneavoastră? E fiul dumitale! Măi, o strici pentru că faci un singur pas. Și atunci se strică. E de aici. Ai terminat? Hai cu asta. Dragii mei copii, eu am venit de foarte multe ori împreună cu mama. Vezi, e în continuu mișcare. Să nu te întorci înaintea lui, Iana. Pentru că eu m-am gândit. Nu știi că se întoarce. El e cu poveștile lui. Și așa termin că e de la tine mi-a venit.
Și atunci am venit așa și m-am stabilit aici. Stați într-un loc. Asta e ideea, știi? Că de la tine... Dar dacă tu ai făcut așa, un pas... Mai... Nu, lasă-te pe material. Eu plec și de fie nu știu ce se întâmplă cu ăștia din dreapta și din stânga mea, că eu îmi văd de treabă. Atunci iau după mine. Iau după mine. Nu, nu. Lasă-i pe ei. Lasă-i pe ei. Deci este dragii mei. Eu am rămas cu gândurile mele. Mama voastră, care a fost și s-a întâlnit și... Sunt unii care tot merg pe lângă mine și atunci este... Voi rămâneți în secundă, aici. Ana. Voi rămâneți în secundă. Asta a plecat. E matematică pură aici. Eu mă întreb, dacă ai un rol amplu într-o piesă care presupune foarte multe replici, cum ții minte atâtea și atâtea nuanțe, atâtea și atâtea detalii pe care ar trebui să le pui în operă atunci când ești pe scenă. Eu la asta mă gândeam. Păi bun, deci nu, repet altfel. Spun așa, mă uit la personajele, nu pronunț accentuat, pronunț, pun accentul pe verb, nu știu cum. Dar cum ții minte toate astea? Asta mi se pare ce... Orice actor, iată mă, primă, Cristian, orice actor la masă are un creion în mână. Da, nu există. Și notează ceva. Sigur însă că trebuie făcute niște mici deosebiri. Dacă o să jucăm sau unul dintre noi joacă Gogol, jurnalul nebun, trebuie să mai scrie o dată piesa. Deci nu e chiar așa. Dar firește că se numește memotehnică, care este legată de gest, cuvânt și niște relații. Atâta vreme cât... pe un text mare, să zicem. Da, vă uitați vreodată, dacă vă pică în mână, o să vedeți pe la unul din noi care este puricat de semne, de propriile pauze, de rostiri. Și acele lucruri, tu le înveți pe din afară, în fond, și îți devin proprii. Da. Atunci nu mai e nicio problemă. Și vă rog din suflet, nu mai întrebați niciodată un actor, cel puțin asta e dorința mea, cum deține minte atâtea texte și cum de nu le încurcă. Memoria este cea mai din simplă chestiune din calitatea unui actor. Greu este să, ce ați spus adineau, să transpui, să faci și să devii altul. Chestia asta cu memoria mă întreabă lumea, dar nu încurcați piesele. Bun, poate la piesă. Doamne Dumnezeule, dar eu... Detaliile astea care sunt deja, detalii de gest. Astea de deja îți devin proprii. Astea de relații, de sufletă. Repuzită. Când ridic scrumiera, s-o duc dincolo. Asta vin de la sine și la un moment dat combinate. Păi de-aia se repetă. Da? De-aia se repetă la nesfârșit. Ca aceste lucruri să devină proprii, să-ți vină imediat la îndemână, să fie gestul ăluia și nu al tău, moale sau ce știu eu cum, mă rog. Da. Iar asta cu memoria este... Orice om are memorie, frate. Și dacă își o exersează, păi da, așa este. Aici trebuie, cel puțin așa apare, o memorie fantastică. Trebuie exercițiu, da? Noi cât de cât avem și încercăm să nu-l pierdem. Un antrenament permanent. Dar transpunerea acestei memorii într-un personaj de sine stătător, fără calități, adică cu calitățile și cu defectele personajului, nu ale tale, asta e marea greutate. Asta e ceea ce e greu. Este, de fapt, este o alienare cum se întâmplă în toate meseriile. Citești un text, Anthony Hopkins spune, de 250 de ori, până când îl reții, până când îi știi toate intențiile, până când este al tău și poți să-l recrezi. Da, da, și atunci nu mai e grija repetițiile mult, mater studiorul, da? Sigur, nu mai e grija faptului, aoleu, am uitat aia, am uitat gestola sau am uitat virgula. Atâta vreme cât ea ți-a fost proprie și a devenit proprie săptămâni și ce înseamnă mecanismul ăsta exersat și exersat în timp. Exersat în timp, noi suntem în situații uneori pentru că nu suntem memorii beton. Să nu vă imaginați că nu mai uităm un gest, nu mai uităm o replică, un cuvânt. Dar după N și N și N repetiții, eu știu că Filică, spre exemplu, dau o situație, nu... Că se întâmplă, e adevărat, îmi uită un final de replică. Dar eu, pentru că am repetat-o de atâtea ori, încât vin eu din urmă, îmi dau eu, găsesc soli să-mi dau replica, să pot să continui replica mea. Deci există o parte de spontaneitate, dar vai, cum să vă mai spun. Nu este doar ce am învățat asta de la repetiții și nu, există și spontaneitate pe scenă. Dar asta e un pic, că dacă nu ești atent pe scenă la ce spune alălalt, fai de mine, dar nu se poate, vreau. Trebuie să știe textul.
Și al partenerului. Este obligatoriu. Aveți bani în casă? Nu, nimeni nu le-a spus asta. A spus că a furisit cu mie și ai fiind să-l zăbați toba ca în bani. Fie că ai, fie că n-ai, nu ne ține nici de cald, nici de rece. Oricum nu vede nimeni un chiar de la dumneata. Faci pe deșteptul, lasă că scoate de unde deștept. Am plecat, am plecat. Ia stai. N-ai furat nimic? Ce să fur? Ia, arată mâinile. Poftim. Și celelalte? Păi numai astea am, că n-am decât două. Da, ai două. Nu, dați o poantă. Dați o poantă. Una, da, domne. Lasă-mă că le număr. Păi da, una, două. Dar unde să încerc, acolo să vină să vină. Una, două. Una, două, da, domne, are două. Da, da, are două. Puteți să mă luați la... N-ai spus două. Da, domne, ai două, da. Puteți să mă luați și la... Dacă vă e greu să o rupeți acolo. Mi-e greu. Atunci luați-mă la rază, da, mai ai două deștepte. Da, da, ai două. Și ai pus nimic în căptușare? Nu, uitați-mă dumneavoastră. Jos pantalonii. Aoleu. Dar în burta ale dragilor pot încăpea o sumă de lucruri sterpelite. Nu mă las până nu spânzul pe unul. Ce poftă aș avea să fur de la el. Ai zis ce ai zis să furi? Am zis că mă controlați de parcă v-aș fi furat ceva. Ba bine că nu. Dracu-i să ia pe zgârcii și pe zgârcini al lor. Ce ai spus? Ce am zis? Nu ți-ai spus despre zgârcenii și despre zgârciți. Păi uite, am zis că îi dau dracului pe toți, domnule. Și la cine te referi anume? La ce mă privește? Mă privește, sigur că mă privește. Daniel, regizorul spectacolului, Daniel Nițoi, ai insistat să respectăm textul. Sigur că eu, ca actor, nu-i așa spunem, domnule, nu-mi cad vorbele alea bine în gură. Și atunci încerc să nuanțez, găsesc un sinonim cu care să-mi... pice mie bine să... Daniel, ai insistat să respectăm textul lui Molière, cu frazare, cu tot, cu absolut. Și devine cu atât mai greu cu cât este mare distanța. Ați văzut, de fapt, că ați ascultat textul. De fapt, asta între... e o chestie și de respect. Categoric. Și de respect de text. Și în celălalt spectacol. Și de partener. Da. Pentru că dacă îl încurci adăugând ceva sau făcând niște coace suplimentare sau niște codițe pe aici, pe acolo. Aici mai greșim, e adevărat. Recunoaște, mai păcătuim. Asta se stabilește dinainte. Dacă vrei să faci ceva, spune-mi și mie. Dar ai pregătit. Ba, depinde, nu sunt decât 4 luni de când s-a despărțit de cel care trebuia să îi fie locotnic pe bărbat, mă rog, pentru că a descoperit că are doar 56 de ani și nu și-a pus ochelari când a semnat actul de căsătorie. Drept să vă spun, fetelor, nici mie, dacă eram femeie, nu mi-ar fi plăcut tinerii. Da. Mare picopsele. Hai să o băgăm pentru mine. Că e bună. Ce? E în spirit. Acum mi-a venit. Ce zice, faci? Și nu și-a pus ochelarii atunci când a semnat actul de deces. De căsătorie. Da, 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 e bună. E bună, Cristina. Ia-o, mă. Ai lăsat-mă. Și mai e, asta i-a dat ca de moșu. Ca de moșu. Uite, nu sunt, îl ridicați de fapt. Ca de moșu. I-a dat asta una de la... Uite, nu sunt decât... A, să mă aleg de mișcare. Să-l ridicați ușor. Uite, stați ușurel că vă rupeți. Bine. Da? Aia o fac eu când se învârte data viitoare. Să vă rupeți, da. Da, să mergeți. Da. Nu, e alt gen și nu mă dau. Nu vă mai dau, nu. Hai. De la nimic. Dă tare lor. Ori nimic. Da. Păi uite, nu sunt decât 4 luni de când s-a despărțit de cel care trebuia să-i fie soț, pentru că a descoperit că are doar 56 de ani. Și nu și-a pus ochelari când a semnat actul de deces. De căsătorie. Drept să vă spun, fetelor, nici mie, dacă eram femeie, nu mi-ar fi plăcut tinerii. No. Mare precopsală, domnule, să iubești pe tineri. Da, niște țânci mucoși. Da, prefăcuți care nu vor decât să-i mângâi. Aș vrea să-i întreb pe îndrăgostiții din piesă. Sunt mai mult. A venit momentul. Nu prea știu ei. Păi așa sunt îndrăgostiți. Asta la final. Mă gândeam, apropo de faptul că spuneați, trebuie să lucrezi pentru public. Ai o dragoste față de public. Dar mă întreb, atunci când repeți pentru un anumit rol, nu te poți îndrăgosti de rolul acela în sine? Nu poate să-ți placă rolul respectiv și poate uneori să ajungi să nu joci poate atât pentru public, cât mai mult pentru acel rol care ți-a plăcut? Da, da, el nu există fără public. Îndrăgostiți. Fără... Da. Într-adevăr, nu există fără public și da, în primul rând,
părerea mea cel puțin este că trebuie să-ți iubești personajul de aici. Păi iubiți personajul? Da, iubesc. Și toate personajele pe care le facem la un moment dat, ne îndrăgostim de ele, le iubim. Și atunci putem să și caracterului și tot ce are el în spate să-l asimilăm mai ușor, pentru că îl apropiem de noi, de sufletul nostru, îl aducem... Și cu ocazia asta se dăruiește. Da, și apoi se dăruiește. Și asta se vede, la public se vede. Asta se vede. Da. Și cea mai iubită persoană din piesă? Dar nu suntem singurul cuplu de îndrăgostiți, mai avem un cuplu de îndrăgostiți. E adevărat, de altă generație. E adevărat. Dar cum a fost această relație cu personajul? Deci, cum l-ați văzut când vi s-a propus acest rol? Că aici e o chestie interesantă. Spuneați mai devreme că fiecare interpretare înțelege în felul lui la unui personaj. Problema este că atunci când ești într-o echipă, trebuie să ajungi la o înțelegere între aceste personaje. Adică, probabil, interpretarea mea, sensul pe care îl dau acelui personaj, e compatibil cu felul în care ceilalți își înțeleg personajele și înțeleg și personajul meu. Asta e o chestiune dificilă, oare? Eu vorbesc din afară. Bine, textul te duce. Asta am învățat de la doamna Cristina. Fără text... Da, categoric. Asta te ajută foarte mult. Și... Colegii. Adică există pe scenă, simți susținerea din partea colegilor de fapt. Da, sigur. Nu se poate face fără nimic. Nu, și mai trebuie ceva. Trebuie sufletul tău să ți-l pui pe tavă. Și copiii ăștia chiar încearcă, pe bune. Și puteți tot timpul? Adică nu există așa ceva. Nu există fără asta. Ce-i după ei? Nu, adică, nu știu, într-o zi... Pentru noi toți e așa. Aveți un butonel și... Ai piesă diseară, da, trebuie să fii pe scenă. Da. Și ai avut o zi groaznic. Nu contează. Nu contează. Nu mai e. Dar interesant, cum poți? Noi de multe ori venim acasă sau mergem la... Nu reușim să trecem într-o altă sau... Cum reușim? Cum? Asta este o meserie. Asta este meseria noastră. Deci o parte a meseriei în sine. Dar există o mare... E de o mare importanță una din cele mai... Cum să spun eu? Nu talent și nu știu ce. Putere de concentrare. Cea mai importantă dintre... însușirile, aptitudine, ce vreți voi, pe care le trebuie să le avem. Dom'le, în clipa în care am această treabă, nu mai există nici guturai, nici strănut, nici mama, Dumnezeu să o ierte, moartă, nici nimic. Toți am trecut prin toate aceste lucruri. Da. Era spectacol, nu era să suspend spectacolul, că eu curge nasul. Nu, de acolo te concentrezi pe altceva și dispar absolut. Chiar dispar în mod fizic alte dureri. De aceea este o meserie, este o meserie grea. Și din motivul ăsta este o meserie grea. Niciodată să nu mai spui grea. E o meserie frumoasă. Grea e orice meserie. Domnul Demră Brunescu spunea e o meserie groaznic de frumoasă. Dacă o iubești, asta lucrul ăsta e foarte interesant, pentru că noi nu bănuim aceste chestii. De multe nu le înțelegem, nu ne dăm seama cum din comoditate, de aia, din comoditate. Oamenii sunt foarte comozi și nu vor să știe multe. Aia, uite, sunt... Ce v-a plăcut la personajul dumneavoastră? Ce v-a atras la personajul dumneavoastră? Și ce vă place cel mai mult din personajul dumneavoastră? Mi-a plăcut că joc cu doamna Cristina. Aici am onoarea și plăcerea să joc. Nu că nu aș avea onoarea să joc cu toți colegii mei. Și a fi emisiunea noastră. Și a fi emisiunea noastră. Dar ce v-a atras? Stai să spun un mic secret. Aici este o găselniță de alunițoi. Personajul este unul. Este unul, da. Da. Și el a ținut întrucât și-a dat seama că personajul e duplicitar. Una e cu gură mai mare, alta e mai rea. Altă, ce-am vrut el ce să înțeleagă. Și l-am acceptat să o împartă pe Frosin în două. Deci noi suntem una și aceeași. Da. Dacă ne punem în cap, îl însurăm pe sultan cu Republica Veneției. Și ce-a răspuns? Cine, sultanul? Nu, mama Marianei! Ce dragule! Că se rudește cu dumneavoastră. Aflați că sunt nevoit să dau o masă în cinsta ginerului meu, senior Anselm, și o să... Da, îți dau să mănânce și ea cu noi aici.
Da, spre seară vine aici să o vadă pe fata dumneavoastră, după care dă o raită prin iar Maroc, pe urmă se întoarce la cină. A, atunci să mergem împreună la iar Maroc, le împrumut careta mea. Da. Păi, Frosin, da. Dar ai vorbit cu maică-sa despre zestre. I-ai spus să se ostenească nițel, să depună puțin efort. Cu asemenea afere, ocazie. Și asta, le dau careta, mă, vă dați seama da, ce îi fac. Ocazie. Domnule, asta este o fată care aduce pe puțin 12.000 de livre venit, da? Oh. E trăită în sărăcie și nu e mofturoasă la mâncare. Ura! Salată, lapte, brânză, cartofi. Așa. Nu, nu trebuie să întinzi pentru ea mese cu ciorbe gustoase, cu mâncăruri alese, așa cum sunt obișnuite alte femei. No, no, no. Și asta înseamnă o economie, domnule, de cel puțin 3.000 de franci pe an. 3.000 de... Vreau să vă spun că este... nu-i place decât să fie curat îmbrăcată. Nu-i plac veșmintele bogate, nici juvaierurile și nici alte chestii de aia de casă, arătoase, așa, după care alte femei sunt nebunite. No. Prin urmare, încă 4.000 de franci economii. Personajul principal, Arpagon. Cum e să fie atât de zgârcit? Groaz de zgârcit. Simplu. Schimbați-ne spectatori, mai ales în vremurile astea, e bine să știm să fim foarte zgârciți. Deci e momentul, cu atât mai mult piesa trebuie urmărită, pentru că în aceste momente e bine să ne simțim bine a fi zgârciți. Sau Harpagon niciodată nu spune că este zgârcit. El este econom. El e cumpătat. Nu? Deci cum? Nu dau din casă nimic. Am înțeles. Doar din casa de bilete. Văzutele. Deci, relația noastră cu acest personaj este interesantă, este... Da, mă gândeam, cum a spune, trebuie să mă simt, nu, într-un fel, trebuie să mă imaginez a fi un om zgârcit, un om care preferă să facă orice altceva, decât să scoată un mic bănuț. Mi-a fost foarte greu să-l realizez, pentru că eu, în viața de toate zile, sunt disipitor. Pentru lumea care ziceți că vrea să afle ce e aia de atunci, cu ce se mănâncă, Arpagon a devenit, de fapt, un substantiv comun în finalurilor, după atâtea veci de secole de zgârcenie. El a fost, și dacă nu e chiar atât de rău, hai să zicem, până în măduva oaselor, deși e suficient, dacă să zicem este o aparență, faptul că această piesă scrisă acum câți ani? 400. Așa, nu mult, a făcut ca personajul, ca această, cum să spun eu, avariție, să devină decondamnat, să devină o chestie de tipologie a personajelor. Și e foarte important, când spui Arpagon, și într-o discuție oarecare, el e substantiv comun, deja, știi? Pentru că a fost foarte bine scris. Poate astăzi, dacă s-ar scrie, poate ar fi cu alte date. Așa e, că eu mergeam la el, ai văzut cumva o fată pe care o cheamă. Ce ține de el? Maria Șobrevare? Da, da, am văzut-o. Pleacă de aici. Și vezi cum o găsești? Fermecătoare, încântătoare. Pleacă de aici! Da, da. Crezi că e o fată de casă și ar putea să... ar fi o plăcere să iei în căsătorie și că bărbatul ar face o alegere nimerită? Și încă ce alegere, dragă ta? Da. Dar este o... Da. Dar este o mică problemă. Se pare că fata nu are o zestre trebuitoare. Dragă tată, nu trebuie să te gândești la avere atunci când urmează să te căsătorești cu o fată atât de fermecătoare. Mă bucur că și voi gândiți la fel ca mine, căci am de gând să o iau de soție, dacă primesc și ceva pe deasupra, bineînțeles. Cum? Măsor. Ce? Era invers. Măsor. Ce? Ce? Cu Marian. Cum? Măsor cu Marian. Oh, m-a apucat amețeala. Ai... Dar dacă te rog, lasă-mă să mă semene, drag. Ai, du-te și bea un pahar. Da. Asta... Hei! Cu apă? Asta este ceea ce mă privește pe mine. Cât despre fratele tău, am să însor cu o tânără cu o văduvă bogată despre care mi s-a vorbit de dimineață. Iar pe tine... pe tine... Am să te dau după senior Anselm. Senior Anselm? Da.
Dar de ce, seniora Selim, este o partidă formidabilă? Este nobil, e bogat, e prevăzător și nu are mai mult de 50 de ani și ceva. Cum vedeți relația noastră cu tatăl dumneavoastră? Adică, interesant, aparent ai spune, voi, un asemenea om, dar cum poți să ai un sentiment față de un asemenea tată? Cum îl simțiți dumneavoastră? Trebuie să te supui tatălui și să-l respecti. E vorba despre respect de aici. Apropo de ce spuneam mai devreme. De vremurile alea. Exact. Da, că acum nu cred. Dar era ușor să fii părinte. Pe suflet așa nu prea îi place ei. Da. Cu toate că atunci când Valer îi spune despre tatălui că ei că este zgârcit, că e un lucru care o deranjează, cel puțin. Da. Există și un pic de iubire. Ei, stăm și ne gândim, a trăit fără mamă, a trăit cu asta, avea o istorie, vedeți câte se pot dezvolta și ce înseamnă istoria unor personaje. Și poate fi mai rău decât zgârcinii în care suntem ținuți, decât mizeria la care suntem osândiți. Dar la ce folos avem bani? Că nu mai suntem tineri, dacă acum trebuie să alergăm după împrumuturi ca să avem din ce trăi. Cu cine ajută pe noi toată averea lui? Titlul nobiliar al casei lui, dacă pe noi ne josește ca pe niște slujitori. Surioră, trebuie să nu spui nimic tatălui nostru. Pentru că sunt hotărât să fug cu Marian unde îi vedea cu ochii. O să-mi caut norocul pe alte meleaguri, în altă țară. Vreau să mă eliberez odată pentru totdeauna de acest tiran care ne-a mâncat toată copilăria cu zgârcinea lui și acum ne mănâncă cei mai frumoși ani tinereții. Surioară, poate că voi găsi prilejul să te ajut și pe tine. Fugim împreună. Joc Marian dublu rol cu Ana Marie. Deci mie îmi fac foarte bine discuțiile astea, tocmai să-mi asum cât mai bine personajul și ce am de făcut. Acum, da, viziunea de ansamblu are strict regizorul și dacă avem neînțelegeri, știm unde... Și aveți neînțelegeri. Da, mai avem și nu ne înțelegem. Adică lucruri neînțelese. Am înțeles. Nu ne înțelegem. Lucruri neînțelese, da. Spune corect. Discuția aceasta, între ghilimele, confruntarea dintre regizor care vede într-un fel, actorul care vede altfel. Nu. Aici? Nu, aici e deja o discuție mult mai complicată pe care n-are rost să o abordăm. Atâta vreme cât un om cu propunerea pe care ne-a făcut-o, Daniel Nițoi, și cu acceptul nostru de a juca teatru ca la mama lui, cu minte, cu costum, decor și fără scălâmbăieli, atunci treaba a fost foarte ok de la început. Discuții între regizor și actor înseamnă când vrei să joci Hamlet în luci, și să te dai peste cap cu o roată, nu știu cum, sau, nu știu, poate atunci. Și dacă n-ai tu calitatea și capacitatea de a te adapta de unui Hamlet modern, să zic, s-au făcut 10 de încercări, poate atunci să nu fii de acord. Dar nu, actorii nu sunt, cum să spun eu, pot să vină cu ceva, nu că sunt împotriva ideii, ci pentru că ei simt și ei într-un anume fel. Și atunci aceste două lucruri trebuie mariate. Dar se întâmplă, spre exemplu, ca să te plece la drum cu anumite viziuni asupra spectacolului pe care o agrează, normal, și regizorul și actorul, dar după una, două, trei piese reprezentați, la un moment dat, ajung la concluzia că poate ar trebui modificate anumite lucruri. Se întâmplă așa ceva? Adică... Ceea ce nu e rău. Tocmai e rău. Asta spun. Dar, deci, adică... O piesă evoluează pe parcursul... Și știți de ce evoluează? Ia să vă văd, știți? Mă declar un din cauza publicului. Aha. Nu? Deci... Și vezi cum primește, la ce e receptiv, dacă am făcut bine ce am făcut, și atunci un pic pe aici mai topim, pe acolo mai ascuțim, înțelegi? Adică e foarte importantă relația asta, e totuși un dialog și aici. Deci atunci rezultă un lucru la care ne-am gândit poate și mai puțin decât la cele pe care le-am spus până acum. Și anume că degeaba ai fost să vezi o piesă odată, într-o stagiune, dacă vrei, și să spui, am lămurit, am văzut piesa. De fapt, n-am văzut-o cu adevărat. Pentru că a fost premiera, oamenii au plecat la drum cu anumită viziune, dar ea se modifică, se schimbă, se îmbunătățește pe parcurs. Deci,
Poate că ar fi interesant să mai vii, să mai vezi odată. De preferat e când e premiera să fie aproape totul pus la punct. Dar dacă se întâmplă ca publicul să te ajute să te mai așezi... Să aibă o anumită reacție. Să aibă o reacție și să te așezi pe rol, atunci chiar e important. De-aia mă întorc eu la public și să nu mai aud că anumite chestii penibile pentru noi toți mi se dau peste nas, că publicul cere. Nu e adevărat. Este o minciună. Publicul cere ceea ce dai. Și dacă noi încercăm onest, civilizat și cu fruntea sus să dăm lucruri de calitate, aia o să ceară publicul. M-am făcut înțeleasă în general, da? Da. Apropo de... Și ultima idee pe care aș vrea să o punem în, în valoare, îi spuneam... Cum? Am încheiat? Mai continuăm ce am încheiat. Ideea interesantă ar fi fost, spuneați, există un respect pe care îl ai față de un text. Da. Chiar dacă e un aici e o chestiune care ține de etica meseriei acesteia. Da. Adică, dacă vreau să aduc niște schimbări radicale textului inițial, da, s-ar putea să... Asta e, discuția asta este și în, în muzică. Dacă vin cu niște modificări de substanță, într-un fel, eu trădesc ceea ce a vrut să facă autorul respectiv. Păi, dar nu înseamnă substanță că îi schimb notele, iartă-mă. Nu, nu. Nu. Dar aici devine partea de creație, aia care o avem și noi, pe care o avem de interpret. De interpret, dar dacă schimb... Da, există simplu... mai multe variante și de Avar, și de Hamlet, și de... Frustin. Da. Și de alții. Există variante. Cu gândul la public, cu gândul la dumneavoastră, vă mulțumesc în numele tuturor celor care sunt iubitori de teatru pentru tot ceea ce faceți, cu bani mai puțin, în condiții uneori mai puțin fericite, dar cu pasiunea aceea. Fericirea nu se poate cumpăra. Și ăsta e un lucru adevărat. Eu m-am simțit fericit. Dar se întreține. Dar se întreține. Și cred că ăștia respectatorii noștri au simțit același lucru. Eu am fost fericit alături de dumneavoastră. Am petrecut momente extraordinare. Acest lucru pe rol, pe mine, ca spectator mai aproape de dumneavoastră decât scena poate să o facă, m-am simțit fericit.